Prima interacțiune cu Arcadia a fost prin prisma abonamentului pe care îl oferă angajatorul nostru. Ne știm cu Arcadia de mai bine de 6 ani. Avem o relație foarte frumoasă și întotdeauna mi-a plăcut să vin aici și să accesez serviciile care mi-au fost oferite. Ce pot să spun este că am ajuns la doamna doctor Magaleaș Viorica printr-o recomandare și de atunci lucrurile au început să meargă mai bine pentru noi, mai ales că am încercat așa o perioadă de 4 ani să obținem o sarcină și la un moment dat chiar am zis că ok, dacă e să nu fie asta, e, mergem înainte. Și totuși s-a întâmplat minunea și suntem foarte fericiți. A fost foarte, foarte frumos și emoționant, pentru că am simțit așa că se bucură și ea la fel de mult ca și mine. Am mers la ea și am zis că am un test pozitiv, a făcut primul consult, prima ecografie și a fost foarte emoționant, foarte, foarte emoționant. Deci și acum când îmi amintesc, mi se pare incredibil. Perioada sarcinii a venit cu ceva provocări. Am avut câteva momente așa în care, cum să zic, n-au mers lucrurile foarte bine și m-am speriat, dar chiar am scris imediat doamnei doctor, doamna mi-a răspuns imediat, am venit, am făcut controlul, a trebuit să iau un pic de tratament, dar lucrurile s-au rezolvat, sarcina s-a stabilizat și am mai avut iarăși un moment în săptămâna 34 când ne-am temut un pic că se va naște prematur și la fel am venit la doamna doctor, am făcut tratament și am reușit să ducem sarcina până în săptămâna 39, deci până la termen și suntem foarte fericiți că a venit Vladimir. Informațiile cu privire la naștere le-am primit foarte ușor, prin e-mail sau prin telefon, mai ales că a fost perioada asta cu pandemia și era mai greu să ne vedem în fizic. Am primit toate informațiile și am avut și întrebări. Mi s-a răspuns foarte prompt la întrebări. Nu am avut nicio problemă, totul a fost așa cum mi s-a spus, deci profesionist. În ziua în care m-am internat, nu prea știam la ce să mă aștept. Știam că o să țin în brațe copilul și asta era ceva ce abia așteptam. E ceva așa de nedescris. În schimb, nu știam cum... N-am văzut niciodată în viața mea o sală de operație pentru că n-am mai avut nevoie. Nu știam, eram destul de relaxată din punctul ăsta de vedere și pentru că aveam încredere în echipa de aici, că am cerut feedback și de la alți colegi, colege care au mai născut aici și feedback-ul a fost pozitiv. Știam că va fi bine, deci nu aveam emoții din punct de vedere al echipei. Mă gândeam așa, oare cum o să reacționez când o să văd sala, când o să văd acul, când o să văd... Da, a fost interesant. Prima senzație a fost de răcoare, pentru că așa trebuie să fie temperatura acolo. Și am început să tremur și din cauza frigului, dar cu siguranță și din cauza emoțiilor. Doamnele asistente au fost foarte răbdătoare și mi-au explicat pas cu pas, trebuie să te urci așa ușor pe masă. Acum ne pregătim să facem anestezia. A fost foarte simplu, am crezut că o să fie mai dureros, mai ales că a fost în coloană, și dar nu, nici n-am simțit. Și ele au fost super răbdătoare cu mine, deci aproape că, hai, îți pun eu piciorul, îți pun eu mânuța, stai relaxată, nu fă nimic. Am început să plâng instant, deci a fost, nu venea să cred că am reușit într-un final. Și chiar avem un copil. Da, e ceva de nedescris, e o minune. Cum să-l descriu? Destul de agitat și vocal. A fost vocal, da. Plângăcios. Dar abia aștept să ajungem împreună acasă și să, nu știu, să strângem relația. Ce
cel puțin la nivel teoretic, da, ești cu lecțiile învățate, pentru că orice întrebare ai, aici ți se răspunde, ți se explică, ți se arată. Chiar astăzi am participat la Băița Bebelușului și a fost extraordinar. Să vedem cu partea practică, dar o să ne descurcăm. Chiar ieri am interacționat cu consilierul în alăptare și m-a ajutat enorm. Că am început ușor-ușor să-l punem pe Vladimir la sân și ușor-ușor vine și lactația și eu zic că suntem pe drumul cel bun. Din ce am citit și m-am informat, consider că este foarte importantă și eu personal o să încerc să-l alăptez cât mai mult. Bine, în afară de emoția de a ține copilul în brațe, faptul că toată lumea e aici la dispoziția ta, că chiar dacă treci prin durerile prin care treci, toată lumea te înțelege, te ajută, e lângă tine, e empatică și asta contează enorm. Pentru că în momentele alea nu vrei decât să fii înconjurat de oameni care să aibă grijă de tine, nu îți trebuie altceva. Să spun că îi mulțumesc din suflet și că abia aștept să-l facem pe al doilea. Și că e o persoană pe care o să o recomand oricând, pentru că în orice moment am avut o dificultate sau o greutate, doamna mi-a răspuns indiferent de oră. Colegilor deja le-am recomandat că să vină cu încredere la Arcadia. Chiar înainte să vin să nasc, m-a întrebat un coleg pentru soția lui, hei, cum e, ce se întâmplă, și zic, uite, eu merg în Arcadia cu toată încrederea și acum o să-i și confirm că așa a fost. Serviciile sunt acolo unde trebuie, omul se simte îngrijit, se simte respectat, nu mai vorbim nu doar de oameni, ci și de echipamente, și de condiții, și de mâncare, și de tot. Te simți aproape ca acasă și asta e important. A fost chiar foarte bine, foarte bine. Adică, nu știu, mă așteptam să fie mai greu, mai dificil, poate, nu știu. Cu oamenii potriviți și, da, exact, cu oamenii potriviți și cu aparatura și cu tehnica medicală potrivită, da, lucrurile merg mai bine.